facem cumpărături la Penny, ca să cumpărăm mai multe produse, cu maică-mea, cu copiii și cu nevasta. Am cumpărat cumpărături pentru casă, la care copiii au vrut porumb la conservă. Le-am cumpărat două conserve, ca să și vede, la care când am ajuns acasă, cel mic să desfac porumb, să mănânce, să pape. Și când a luat câteva lingurițe, când după aceea la fată, când în linguriță, am văzut viermele cu totul. Și am apucat și am oprit-o, altfel. Ce aveți de gând să faceți acum? Păi mă duc deocamdată să le dau lui domnii, pentru că am sunat la Protecția Consumatorului și nu-mi răspunde nimeni. Am sunat la vreo trei numere și dacă la dumnealor unul e ocupat, unul nu răspunde, celălalt că am sunat, deci în jur de un sfert de oră. Am sunat și maică-mea, deci numere de telefon, am căutat și pe internet. Uitați, le-am și pe telefon numerele, deci ca la care am și a doua conservă ați desfăcut-o sau? Asta da, una, dar asta la alta este intactă, să o desfacă dumnealor. Nu știu dacă să vadă și ei, că poate, na, poate lor le place, să guste, să vadă dacă lor poate. Ei nu-i acuză nimeni. De unde nu știu cine este vinovat și alea, dar na, normal că nu poate să fie vânzătorul de la casă vinovat din start. Dar cine le-a fabricat, uitați aici, marca, nu știu cine e marca. Au pus dată de scădere nouă, e chestie, da, și deci la ofertă, marfa se vede că e de... Nu mi-e de bani, nu vreau bani înapoi nu sau ceva. Nu vreau nimic, așa ceva. Domnule, să le scoată, să nu vândă și la alți copii. Pentru că nu le-am cumpărat pentru mine, că nu trebuie să mănânc babe de porumb neapărat. Pot să mănânc și orice altceva.